Mulțumim Domnului care ne-a păstrat cu viață până în această seară, numele Lui să fie binecuvântat. Dorim pentru toți cei prezenți, frați, surori, copii, prieteni, chiar dacă sunteți membri acestei biserici sau nu, bunul Dumnezeu să se îndure și să vă binecuvinteze. Amin. Am văzut aici în stânga și în dreapta copii și vă rog să mă îngăduiți să le spun ceva lor mai întâi. Ei sunt mai nerăbdători, ei se plictisesc mai repede, flămânzesc mai repede. Dar și noi am fost copii și dacă Dumnezeu mai ține lumea aceasta, aveți fi și voi oameni mari. În cartea a doua Împăraților, capitolul 5, este scris pe scurt despre o fetiță. Iată cuvântul Scripturilor, citesc versetul 2 și 3. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră o roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman, un general, comandantul armatei Siriei. Și ea a zis stăpânii sale, oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Hai să adăugăm și versetul 4. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din Israel a vorbit așa și așa. Ați mai auzit voi de fetița asta, da? O primă întrebare, așa în primul rând pentru fetițe, valabil și pentru băieți. Voi ați fost vreodată, nu robi, că știu că n-ați fost, așa ceva nu este în țara asta, slugi ați fost? Să vă trimită mama sau tata de sărași ce sunt într-o vacanță la unul și toată vara să îngrijiți de oi, să vă sculați dimineața la 5, să vă sculați, culcați seara la 11 și dacă ați scăpat oile la altcineva să primiți bătaie pentru asta, mâncare doar atunci când vrea stăpânul, mă tem că nici așa ceva nu s-a întâmplat. Dar am altă întrebare. Din ce am citit aici, rezultă că fetița asta era supărată pe Dumnezeu? Nu rezultă. Și eu vă întreb, voi ați fost vreodată necăjiți așa pe tata, pe mama? Știți că cine se necăjește pe tata și pe mama se necăjește pe Dumnezeu? Pe tata și mama și ce pot. Spunea Domnul Iisus că și dacă îți răi, dau daruri bune copiilor lor. Dar mai sunt unii copii nemulțumiți. Am întâlnit eu undeva un băiat, l-a pus tata să facă treabă, erau mai puțini băieți în familie, mai multe fete și probabil pe băieți cădea mai multă muncă și a zis, supărat către tatăl lui, vreți să practicați sclavia, tot ne trimiteți la muncă. Dar asta nu neapărat că a muncit prea mult, n-avea el chef, probabil vrea să se joace. Deci rețineți în primul rând, voi sunteți toți, din acest punct de vedere, mai fericiți și o duceți mai bine decât fetița asta, da? Sigur. În al doilea rând, vă rog să rețineți că ea, și asta e important și pentru asta am vrut să vă spun, și vă rog să vă gândiți, aici pot să se gândească și mari, părinți, și când mergeți acasă discutați, asta pentru ca să învețe copiii mai bine. Recitesc cuvintele ei, dacă ar fi domnul meu care era lepros, la prorocul acela din Samaria l-ar tămădui de lepra lui. Întrebarea mea, de unde știa fetița că generalul sirian Naaman se va curăți de lepră pentru că în Israel Elisei n-a vindecat niciun lepros? A spus Domnul asta, în Luca 4, că altfel dacă am citit în Vechiul Testament ne-am gândit că a vindecat, dar nu scrie. Deci sigur n-a vindecat. Dar dacă ea nu a auzit că el să fie vindecat pe un lepros, cum a știut ea că dacă el se duce acolo, generalul acesta lepros se va vindeca? Frații din fosta Uniunea Sovietică ne-au povestit că în vremea când nu exista libertate și frații se adunau prin păduri, pe de ascuns, măcar să ia cina Domnului să se roage, un copil care avea un defect la picioare s-a jucat și el acolo, nu era departe de satul lui și a auzit gălăgie, s-a târât așa încet, încet și s-a ascuns după o stâncă. Și a auzit, pentru el a fost curios
se rugau în comun, cântau nu prea tare, au vorbit despre Domnul Iisus și la urmă cel ce conducea slujba le-a spus: frați și surori, săptămâna asta postim și ne rugăm și duminica viitoare facem rugăciune și ungere cu un de lemn pentru bolnavi și Domnul Iisus vindecă. Și-a auzit pe frați și pe surori spunând amin și el s-a gândit la el, dar eu sunt bolnav, picioarele mele sucite. A mers acasă la mama și i-a spus: mama, să-mi cumperi pantofi normali. Da, dragul mami, tu știi că nu poți, ție numai la comandă, așa, ce să faci? Nu, mama, să-mi cumperi pantofi normali. Da, de ce? Am auzit de unul Iisus care vindecă și oameni cu probleme la picioare. Dar nu neapărat că a vorbit cineva de picioare sucite ca a lui, dar a auzit că Domnul Iisus vindecă. Și uneori copiii așa de frumos cred că cei mali au prea mult în minte și lucrurile bune li se încurcă printre cele rele. Dar la copii nu s-a adunat atâtea rele în minte. Și n-a mai rezistat mama cu el până i-a cumpărat pantofi. I-a dus acasă, i-a pus peste o sârmă așa legați și se uita la ei și spunea: duminică vă încalți. Mama s-a văzut așa entuziasmat, duminică și-a luat așa încet, a plecat din vreme, păpuci în mână, mama s-a după el. S-a ascuns și ea lângă el. Și când a venit vremea rugăciunii pentru bolnavi, așa târându-se cum mergea el, s-a dus și a zis: care e Iisus? El era cu păpuci în mână. Că am venit să mă vindece. Și povesteau frații: Domnul a făcut minunea și l-a vindecat. Și s-a întors cu păpucii aceia o care el le-a dus în spate. Fetița asta a crezut și eu cred că Dumnezeu a făcut lucrul acesta și pentru ea. Dragi copii, acum este o săptămână de evangelizare. Da, dacă vrea Domnul să mântuiască pe careva din profesorii voștri, din vecinii voștri, ați putea voi să le spuneți nu doar despre un proroc, despre cel mai mare proroc, despre Domnul Iisus. Să le spuneți: este, dacă ai venit tu la Iisus, Iisus te-ar mântui. Dacă aveți vreun îndemn special, vreun vis, să spuneți la cineva că Domnul vrea să facă și o minune, și asta poate Domnul să facă. Iată că fetița asta a fost călăuzită, că altfel nu-mi explic că, repet, al lepros nu se vindecase. Și acum, în final, și-am încheiat, nu mai scrie ce s-a întâmplat cu fetița asta. Dar eu mă gândesc, dacă Naaman s-a întors înapoi la proroc, deci era recunoscător, dar când s-a întors acasă, credeți că nu s-a dus să ia fetița în brațe și să-i mulțumească? Poate nici n-a mai lăsat-o să fie roabă, nu știu. Eu una știu. Cu siguranță Dumnezeu a îngrijit de fata aceea. Că cei credincioși sunt în mâna lui Dumnezeu. Știu din Bucovina când s-a întâmplat și au murit tații de la două familii, de la trei familii numeroase și au rămas în scurt timp 40 de orfani. Au trecut de atunci ani și spuneau frații, în Voitinel a fost asta, așa le-a purtat Dumnezeu de grijă, de zici că sunt mai bine puși la punct decât alții care au avut tată. Noi ca tați și ca mame facem ce putem, dar cel ce poate să îngrijească de viitorul vostru este Dumnezeu. Vă recomandăm, dragi copii, să vă încredeți în El, să vorbiți și altora despre minunile Lui, despre numele Domnului Iisus, și Domnul să dea îndurare la plin și la copiii deopotrivă. Amin. Amin. Hai să ne întoarcem la textul nostru, l-am citit mai lung, să vă fie în minte și să încheie textul cu cuvintele: cine are urechi de auzit, să audă. Și în continuare. Când a spus Domnul aceste cuvinte? Spune în 14:1 că într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntași, deci a unui om de cinste în zona aceea, ca să prânzească. Erau mai mulți și le-a făcut o observație la cei invitați. O citiți dacă vreți. Și apoi i-a dat un sfat la gazdă. Versetul 12. Când ai un prânz sau o cină și în Orient a da
așa ceva însemna o cinste pentru ceilalți, pentru invitați. De aceea și pilda noastră. Să nu chem pe prietenii tăi, pe frații tăi, nu că le-ai interzis. Dar pierdeau din vedere pe cineva mai trebuia chemat. Versetul 13. Și când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi fericit de tine, că ei nu te mai pot chema, dar nu rămâi de pagubă. Pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Aceea când este? Când va veni Domnul Sfânt în părăția Lui. Te va răsplăti, cum spunea cineva, în monedă cerească. Și Dumnezeu când dă, dă cu mână largă și pe pământ, dar în cer cum o să dea. Din plin slăvit să-i fie numele. Am apreciat, am fost anul trecut la o logodnă undeva, o familie înstărită. Și lângă cele două familii care se adună, cum e normal, la logodnă, a invitat și doi handicapați. Și a zis, băi, sunt oameni care țin cont de ce e scris. Dumnezeu, să știți că ține și El cont de cine respecte ce e scris. Și un om, din ce se iau la masă, atent, așa cum v-am recomandat să fiți și dumneavoastră, cine are urechi de auzit să audă, s-a gândit, auzi, să ți se răsplătească la învierea celor neprihăniți. S-a dus cu gândul, a uitat de pământ, de masa aceea, de averile de aici care sunt nestatornice și a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Credeți și dumneavoastră asta? Să știți că va fi fericit omul acela. Că nu va merge acolo numai să prânzească și apoi să plece acasă. În veșnicia începe cu un prânz bun. Așa e de bun încât îi zice nuntă. Și nu orice nuntă, e nunta mielului, a Fiului lui Dumnezeu. Și e scris în Apocalipsa 19. Ar putea spune că a fost inspirat omul acesta. Ferici de cei chemați la ospățul nunții mielului. De-a bunul Dumnezeu, printre fericiții aceia să fiți și dumneavoastră. Cum să nu vă gândiți, da, dacă nu o fi printre ei. Să vedem dacă putem fi sau nu. Acum ne lămurim. Sau să vedem care sunt fericiții aceia care vor fi acolo. Atunci și pentru eternitate. Și Domnul a reținut vorba asta și de la ea le-a spus o pildă. Și apoi predica cuvintele ce le-am citit. Iisus i-a răspuns, cum se poate ajunge acolo și care vor fi fericiții eternității? Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Deci din start să se știe, nu-s puțini și nu doar pentru unii. Drept, har, posibilitate, au mulți, căci cina este mare. Acum e normal, dragii mei, Dumnezeu când a creat, observați câte stele pe cer și nu se văd toate, câte vietăți a creat că nu le știm pe toate. Și era normal când dă o cină să nu fie mică, să fie mare, că și Dumnezeu nostru e mare. Dragostea Lui e mare, puterea Lui e mare, are cu ce să o dea. Și-a poftit pe mulți și cuvântul acesta se repetă în Evanghelie, mulți chemați. Deci avem șanse, dar să studiem mai îndeaproape problema. La ceasul cinei, observați, este o vreme a chemării, după cum este și o vreme a mesei. Toate lucrurile și-au vremea lor. Și spune Scriptura la un moment dat că unii când va începe ceasul mesei, atunci vor vrea să fie chemați. Odată ce stăpânul casei se va scula și va ia cu ea ușa, că începe masa, festivitate. Vor începe să bată la ușă. Doamne, nu ne chem! Nu! Chemarea a avut vremea ei. Acum este vremea să ne bucurăm și să ne veselim, scrie în Apocalipsa 19. Căci a venit ceasul nunții. Acum încă este vreme de chemare. Veniți, căci iată că toate sunt
gata. Deci, din partea celor chemați, nu se cere nici taxă, nici condiții. Singura condiție este să vii la început, să accepți. Nu contează ce ai, nu contează ce ai fost. Vom vedea, sunt condiții ulterioare, dar pe care, sau în care se pot încadra toți. Deci nu există condiții preliminare, să le numim. Să spună cineva, eu nu aveam. Nu, toate sunt pregătite. Zice Isaia 55, pentru că e același plan al lui Dumnezeu, aceeași chemare, versetul 1, voi toți cei însetați, veniți, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Deci nu numai că nu se plătește așa cash, cu bani, nici vreo altă plată, nu se pretinde. Toate sunt gata, că are Dumnezeu de unde. Că El a făcut cerurile, ce mai trebuie să ducem noi ceva, apă, să facă supă. Ziceam Psalmul 50, am ales toate. Dacă Dumnezeu e sete, nu ne cere nouă, El ne întreține pe noi. Zice Iacov 1 cu 17, de la Dumnezeu vine orice dar bun și desăvârșit, slăvit să fie Domnul. Revin aici la Luca, spune Scriptura așa. Atunci când s-au dus robii să cheme robul acela. Sunt mai mulți de altfel, dar la fiecare vine cel puțin un rob din cei chemați. Dar tot, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească cel din tâi. Poate sunt unii în situația acestuia. A zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Nu vin. S-a dus, să ne imaginăm, pe aceeași stradă la vecinul sau unde avea următoarea invitație. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Vă rog să vă gândiți ce aveau în minte, ce aveau în inimă oamenii aceștia. A explicat Domnul Iisus în versetele următoare. Și vă citesc versetul 33. Tot așa. Oricine, asta înseamnă că e regulă generală, expresia oricine arată asta, dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Adică nu poate să mă urmeze și nu poate să ajungă la cina aceea. Adică simplu, sunt lucruri pământești care încurcă pe unii oameni să vină la Dumnezeu. Atunci erau numai ogoare și boi, că astea erau. Mașini nu erau, avioane nici atâta. Dar toate lucrurile pământești intră la aceeași categorie. Sunt unii care nu se pot pocăi, să spun pe direct, să nu-și piardă serviciul. Păi pâinea lor. Și zice înțelept un proverbe cu omul, și pentru o bucată de pâine se poate deda la păcat. Dar dacă e vorba de salar bun, alții, nu că n-ar putea cu serviciul lor să-L slujească pe Dumnezeu, dar așa-s de înfipți pe cele materiale, încât nu au timp de lucrurile sfinte, ăștia puțin probabil să și vină la adunare. Ei sunt prea posedați, prea pasionați de acestea. Și ascultați cuvintele Domnului, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 6, unde vorbea despre oamenii aceștia cu ogorul, cu boi, cu activitățile lor. Citesc versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă ai ajuns să slujești averii, n-ai cum să slujești la Dumnezeu. Și rămâi cu mesele astea. Rămâi cu boii și cu ogoarele. Căci, spunea Domnul în continuare, sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. În fond, problema are de a face cu iubirea, cu ce-ți place. Omul care o cumpăra 5 perechi de boi, să nu crezi că gata, numai atunci nu putea să-i încerce. Dar așa era delegat de ei. Nu știu, ați avut animale. Când eram copil, părinții mei n-au fost chiar așa înstăriți și
țineau așa biței de mici, pe când creșteau mari, îi vindeau să cumpere alții, să facă un ban. Dar odată a ținut o pereche până au ajuns boi. Și zice tata, să știi că totuși se vindești pe ăștia. Mi-amintesc că mi-am făcut fotografie cu ei. Că nu m-a avusesem până atunci boi. Ăsta avea 5 perechi și poate nici eu nu l-am avut, că așa scrie că i-o cumpărat. Și au fost dragi. Dar poate puțini au boi, alții au numai mașină. Îmi spunea fratele, vă-l dau cu nume, Adel Bizgan de la Milano. Și măi, mi-am cumpărat, pe ce m-a dus în Italia de la 16 ani, mi-am cumpărat un Audi A8, m-am pus pe picioare după ce era să mor de foame mai întâi undeva, am fost părăsit undeva într-o suburbie a Romei. Și am venit în țară, am avut bani adunat să mă însor. De așa țineam la mașină și dacă mergeam din Rădăuți până în Vicov, o spălam de fiecare dată, o coleam fiecare groapă. Ținea la ea. Și ce m-am dus cu nevasta la Sibiu să-mi invit neamurile din partea ei la nuntă, obosit, m-am pus să mă culc. Și m-am trezit că mi-o furat mașina. Și da, de fapt, visam că mi-o furat mașina, spune el. Și da, n-am apucat să mă trezesc, că din visul ăla m-a și trezit unchiul ei. Și spune, a, de unde ai parcat? Că mașina nu-i. Și m-am dus repede la poliție. Poliția, știți ce a spus? Uite-i forma. Și da, dar eu aveam în ea, în mașină, 20 ceva de mii dolari. Și eu trebuie să amând nunta. Și m-am dus apoi în Italia, am muncit. Și Dumnezeu iară mi-a dat mașină. Da, am tratat-o ca pe o mașină. Nu m-am mai închinat eu la mașină. Dacă se stropește, se stropește, dacă se strică, se strică. Dar sunt oameni în lumea asta care așa-s delegați de cele pământești, de casa lor, de ceea ce au ei, de ogorul lor. Unii sunt în stare pentru ogorul lor, dacă s-o cotesc ei cu o jumătate de metru mai încolo, să ajungă în tribunal. Dar dacă făcea Dumnezeu dealul ăla cu mai multă piatră, pe cine te dai în tribunal? Că putea să-l facă mai mic dealul. Dar sunt oameni, repet, legați, iubesc aceste lucruri. Și repet cuvintele Domnului, de aici citesc în continuare. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Păi mai cu o seamă de când am primit noi proprietăți și de când avem libertate. Oamenii nu știu unde le este limita. Și sunt legați. Unii numai de o pereche de boi, nu neapărat bogați sunt legați. Acum ăsta au avut 5, dar eu v-au avut mulți. N-a fost legat de ei. Și asta au crezut diavolul, că și eu v-i legat. Să nu se supere cineva dacă e bogat. Numai să-i dea Dumnezeu gândurile lui Iov. Și să fie tot de curat ca Iov. Și au zis, diavolul, nu m-am dus și le iau și o să vezi că nu mai se închină. Și au îngrijit Dumnezeu. Să știți că la Dumnezeu e milă, v-au zis în cazul celor din Ninive, și de animale dacă mor, dar la diavolul nu e milă. El omoară diavolul, el omoară oameni cu animale cu tot. E rău. Numai că așa cu animale, cu ce avem, de fapt ce Dumnezeu ne-a dat, ne amăjește. Știți ce a zis Iov? Domnul a dat, Domnul a luat, adică Domnul a îngăduit, numele Domnului fie binecuvântat. Și Iov va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Am prieteni în țară, nu-s mulți din ăștia. De exemplu, știu unul care umblă așa la evanghelizări, într-o parte, în alta, și predică, și cântă, și are afaceri. Închide telefonul, se duce liniștit. Dar știu și pe un altul care nu e așa înstărit. Dar zice, nu mă duc la biserică, dar dacă pierd un client. Dar altul zice, băi, dar lasă telefonul și-i suni apoi. Da, da, dacă nu mă găsești pe mine, sună pe altul. Să știi că și Dumnezeu o să cheme pe altul. Dacă tu așa ești delegat de cele pământești, în loc să-i mulțumești că ți-a dat să le folosești. Spune Scriptura, vă citesc în privința aceasta din Evrei, capitolul 10, ce s-a întâmplat. Și asta de mai multe ori în istorie, versetul 34. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Dar cum? Știți cum? Scrie aici. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție care dăinuiește, slăvit să fie Domnul. De aceea a spus Domnul, dacă ții gândul la înviere, nu numai că dacă ai cumpărat boi puteai să vii, și dacă-ți fura boi,
că tu știai că ai în cer ceva ce dăinuiește, că astea sunt nestatornice. Să vă ajute Domnul în timp ce folosești cele de pe pământ să vă gândiți la cele din cer. Să slăviți pe Dumnezeu care zice în 1 Timotei 6, ni le dă să ne bucurăm de ele. Dar spune Scriptura tot acolo, în ideea de a avea gândul sus la fericirea de la masa din cer, 1 Timotei capitolul 6, versetul 18, îndeamnă-i pe bogați să strângă pentru vremea viitoare drept comor o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Cum? Nici dacă e omul bogat, nu e aici pe pământ adevărata viață. Astăzi am trecut printr-o familie înstărită, că am făcut de dimineață vreo 500 de kilometri și care și în societate au o poziție deosebită. Știți ce îmi spunea? Așa aș vrea să fiu undeva într-o colibă, să nu știe nimeni de mine. Deci nu neapărat avea o mare fericire. Eu știu că nu sunteți mulți bogați. Numai că mă tem că vă ispitește gândul cu cele de jos și uitați de fericirea de sus. Astea pe pământ îs bune de mâncat și de umblat, dar cele de sus îs bune de a ne gândi la ele și de a le iubi. Amin? Pentru că încheie ideea aceasta cu cuvintele Domnului care a spus așa. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Deci încercați cumva, gândiți-vă singur, să nu spuneți că predicatorul vă spune cum să vă raportați la cele materiale. Gândiți-vă dumneavoastră ce înseamnă să fii lepădat de ele. Mie îmi vine să cred că, să-mi spun și eu părerea, că lepădat de lucrurile astea înseamnă să poți să fii cu ele sau fără ele. Să știi că fericirea n-atârnă de ele, zice Luca 12, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Filipeni 4, zice Pavel, pot totul în Hristos, m-am deprins să fiu în lipsă și în belșug. 1 și 2, să nu te gândești prea mult la ele. Zice în Proverbe, nu te chinui și te îmbogățești. Lasă pe un plan secund. Trecem mai departe. Să urmărim robul care continua să ducă invitații. Versetul 20. Ajunge la altul cu invitația. Ăsta era ieșit în curte de mână cu nevastă sa. Tocmai acum m-am însurat. Și de aceea, adică ăsta e motivul, spun drept, nu pot veni. Dar oare nu-l lăsa să vină și cu nevastă sau de ce că nu poate veni? Nu cred că despre asta era vorba. Orică nu voia nevastă sa, orică voia să meargă în luna de miere nu știu unde. Ceva din astea. Sunt oameni, vă spuneam că vin de departe din Maramureș și povestea fratele Ionică Vlașin că în urmă cu mai mulți ani era în biserica, pare mi se, din Berbești, așa ceva. Și în timp ce un frate predica din Numeri despre Balam, omul care vede vederea lui Dumnezeu cu ochii deschiși, el a zis, măi, și am avut câteva vederi, dar cu ochii deschiși n-am avut niciuna, să fie oare așa? Și în timp ce se uitea la predicator, a văzut în stânga și în dreapta lui câte un înger cu o sabie de lumină, fiecare înger. Și unul din îngeri întinde sabia așa în partea bărbaților, ajunge până la, cu două bănci înaintea lui, ajunge vârful săbii la minte la un bărbat așa la frunte, o mișcă așa într-o parte și se desface așa ca și cu balamale, ca și cum ar scalpa. Și a văzut creierul și un cheag de sânge. Cu vârful săbii a tamponat cheagul și a văzut creierul din nou curat, a lăsat cutia cranială la loc și vederea s-a închis. Și fratele ăsta, vi l-am dat cu numele, îl puteți întreba, merge la urmă la conducător și întreabă, cine e omul ăsta? Zice, e un prieten. Vine la adunare de câteva vreme, dar are niște dureri de cap și nu-i găsesc doctorii ce are. Auzi, să știi că din seara asta nu mai doare capul. Dar tu de unde știi? Am văzut vederea asta. Și într-adevăr, din seara aia nu l-a mai durut capul. Că ce vindecă Dumnezeu e vindecat. Doctorii te mai scot din spital cu prescripția, ameliorat. Vindecat numai dacă se îndură Domnul. Și fratele întreabă după vreme, s-a pocăit prietenul acela pe care l-a vindecat Domnul?
Zice, nu. Dar cum? Nu crede. Ba da, dar nevastă catolică, e foarte înverșunată, și a spus, dacă te pocăiești, am băgat divorț. Și a spus că nu vrea să-și strice familia. Situații ca acum 2000 de ani. Măi, sunt însurat și nu pot veni dacă nevasta nu vrea. Atunci stai cu nevasta încă 20 de ani, dea Dumnezeu 50, serbezi nuntă, nu știu cum îi zice, la 50 de ani sau la 60. Și apoi ori o îngrop tu pe ea, ori ea pe tine. Că puțin mor deodată, se îngroape împreună. N-ai vrea să ai curajul să te pocăiești și dacă familia ta nu se pocăiește? Fratele astea care au avut vedenia, s-a pocăit după ce s-a căsătorit. Și îmi spunea, aseară vorbeam, frate, 2 ani m-a prigonit nevastă. Și încercam să iau copilași, aveau 3 copii, să cânte. Să nu te prind. Pe ascuns mă rugam. Și m-am dus undeva la o adunare, era noaptea dintre ani, și am spus, frate, rugați-vă pentru mine, că așa cruceam. S-au pus frații, s-au rugat. Zice, când m-am întors acasă la 1 ianuarie, și am văzut că vorbește mult mai frumos cu mine. Din ziua aia nu m-am mai pregonit niciodată. Dar încă 4 ani nu s-a pocăit. S-a pocăit o prietenă și o colegă de-a ei. Și el a vorbit cu colega ei, de acum prietena și sora în credință, auzi, hai și cheamă în seara asta că e evanghelizare. Și a venit colega ei, prietena, ei, da, băga de vină, că n-am haine, că nu copii. Și el zicea, stau eu acasă, fac eu mâncare, stau eu copii. Totuși la adunare acum. Nu-i dorința prietenei tale, cât era a lui, dar cât era a Domnului. S-a dus, a venit înapoi și ți-a plăcut? Da, ce vrei să știi? Dar mă duc și mâine seară. Și s-a pocăit. Deci sunt situații în care e frumos că se pocăiesc amândoi deodată. S-a pocăit la noi în Arad, acum de vreo 2 ani, o judecătoare, cu titlul de academic, cu doctorat. Dom'le, a vorbit prin mama sa de la țară și a luat hotărârea să se pocăiască. Și acum se temea, cum să-i spună, la bărbat. Dar mergând așa pe drum, a prins un moment și spune, auzi, știi, poate-ți vine greu, te gândești că ce-o fi cu mine. Să știi, am fost cercetată și mă pocăiesc. Tu ce zici? Unde te pocăiești? Păi, la pocăiți, uite așa. Abia auzi tu, mă pocăiesc și eu cu tine. Și s-au dus amândoi la o biserică din Arad și au zis, să ne botezați. Dar noi nu suntem copii așa să ne întrebați de 3 ori că, măi, nu suntem oameni care am înțeles și ne-am hotărât și ne pocăim. A venit vremea stăruinței și a venit judecătoarea la stăruință și au venit frații din Moldova să ne ajute. Măi, nu știa că cine ești, acum ea poate mai timide, nu de mult la pocăință, se ruga așa mai încet, zice frate Liviu Genuc, dar roagă-te acum, dacă vrei să ceri, ceri odată, cu toată inima. Și se pune așa, se roagă cu lacrimi și a primit Duhul Sfânt. Și noaptea visează că îi spune un sol al Domnului, fii fericită că ai trecut pragul, mărit să fie Domnul. Iată cum Dumnezeu vrea să mântuiască uneori toată casa, dar sunt situații în care uneori cât e unui prigonit, auzi, du-te înainte că Dumnezeu te va ajuta și Dumnezeu poate să și pe ceilalți să-i mântuiască. Dar dacă pe tine care te-a chemat Domnul nu ești gata să-L urmezi, când se va mai mântui casa ta? Pot rămâne toți pierduți și toată veșnicia o să spună, tu ești de vină, că pe tine te-a chemat Dumnezeu, noi n-am priceput. Dacă tu ai înțeles chemarea și ai avut harul să cunoști, trebuia să-L fi urmat pe Dumnezeu. Pentru că sunt și altfel de situații în care unii ajung deși pierd și familia, și situația este tristă? Dumnezeu să vă dea îndurare, să vă binecuvinteze. În privința aceasta, vă citesc cuvintele Domnului, să știți că asta e regula. Și asta spun și pentru pocăiți, că din ăștia sunteți mai mulți aici. Nu e vorba numai de a veni de la pocăință, e vorba de a-L asculta pe Domnul și femeia vrea și bărbatul nu vrea. Și tata și mama vor și copiii nu vor. Sunt și invers situații. Când unul vrea să fie cinstit, corect, celălalt nu vrea.
Poate fi vorba de o afacere, de exemplu, și unul spune, băi, cum să-i vinzi mașina asta? Îți dau un exemplu simplu. Cum să-l minți, băi? Și el spune, taci. Ce vrei, să câștigăm mai puțin? Și vei face ca Anania și Safira, vă înțelegeți amândoi sau unul rămâne sfânt? Versetul 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, greu cuvânt, nevastă sa, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața lui, că aici e truda mare, nu poate fi ucenicul meu. A, poate unii nu înțeleg cuvântul acesta, atunci vă citesc varianta din Matei, că e mai simplu. Matei 10, 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Nu se pune problema să-ți urăști membrii familiei. Doamne, ferește! Trebuie să-ți dai viața, mai cu seamă pentru partenerul de viață. De-i vorba, cine, de cine asculți? Pe cine iubești mai mult? Sunt situații în care, așa cum spuneam, nevasta spune... Și poate să o facă nu așa în forță, să spună divorțez. Poți să o facă așa ca Dalila în timp ce te îmbrățișează, să plângă și să spună iubire, dar tu știi că țin eu la tine, tu ai spus că mă iubești, nu mă iubești. Știi ce să-i spui atunci? Eu îl iubesc întâi pe Domnul Iisus și să știi că dacă mă pocăiesc o să te iubesc pe tine mai mult decât înțelegi tu acum. Vei pricepe după aceea. Dar dacă ce dai și dacă în alte privințe te corup copiii tăi și vă spune tată, așa plângând ca și Esau, că aici e greu, când vin cei din familie, ei, în asemenea situații, trebuie să treci peste asta și să știi că trebuie să asculți de Dumnezeu. Vă dau un singur exemplu. Adam și Eva în rai, hai să ne imaginăm, noi n-avem cum, că n-am fost în asemenea condiții, să știm ce a fost acolo. Și Eva a fost păcălită de diavol. Și Adam, de ce a cedat? Și-o fi iubit nevastă, o ascultat. V-am spus că e foarte ușor să fii sedus la nivel de familie și să lași unul după altul în rău și să cedezi. Dar Dumnezeu vrea ca să avem coloană vertebrală, să-L ascultăm pe El, și apoi cu vremea să-i câștigăm și pe ceilalți. Amin? Chiar dacă ar fi să te considere vinovat și trădător, bine, dar nu să faci pe fariseu, așa cum ar spune cineva, au treaba voastră, eu sunt cu Dumnezeu. Stai să declare și Dumnezeu că ești cu El. Deci e vorba de situațiile critice. Au fost situații în timpul prigoanelor, când în fața mamelor au fost omorâți copiii și a spus, dacă nu te lepe de credință, moare și ăsta. Și au omorât încă unul, și au omorât încă unul. Și ea ca mamă încuraja și spunea, copii, uitați-vă în sus. Sunt și astfel de mame care nu-și iubesc copiii numai pentru viața asta, să fie mâncați, bine îmbrăcați, să aibă de toate, care își iubesc copiii dorindu-le veșnicia. A fost cazul unui credincios care era tot ca ăsta, însurat de curând. Familia Maturin, aproximativ în jurul 1600-1560 în Italia, el a fost arestat, avea câteva zile drept să renege credința și-a venit nevastă să. Și-a cerut voie magistraților să vorbească cu el. Și-a spus, da, sigur, tu poți să-l convingi, ești cea mai aproape de el. Și discuția între ei s-a desfășurat în prezența unui magistrat și i-a spus, dragă, am venit să spun, nu cumva din dragoste pentru mine să renunț la Iisus. Auzi, nu cumva să te gândești că ești tânăr și că ai viața în față. Tu să știi că ai veșnicia în față. Și-o strigat magistrații la ea, ești nebună, îți trimis bărbatul pe rug. A zis, nu pe rug, el e la poarta cerului și nu vreau să se întoarcă înapoi. Dumnezeu să ne întărească. Și dacă am primit invitația să fim fericiți în cer, să nu încercăm aici să fim fericiți. Că și aici tot numai Dumnezeu ne poate ferici. Și cei care vor să scape, să scape viața, spunea Domnul, oricine vrea să scape viața, o va pierde. Am întâlnit cazul unui bărbat care spunea, am păcătuit ca să fie nevasta fericită și m-a abandonat, s-a dus cu altul. Și nu-mi pare rău numai de mine, îmi pare rău și de ea, nici ea nu-i fericită. Băi, normal că fără Dumnezeu nu există fericire, El este singurul fericit.
La el locuiește pacea, bucuria și toate harurile sfinte, mărit să fie Domnul. Vreau să trecem puțin mai departe la cuvintele Domnului și să mai învățăm încă ceva de aici. Când aceștia n-au vrut, s-au dus și-au chemat pe alții. Și noi la Arad chiar facem acum un studiu intitulat Evanghelizarea. Și oricum suntem marcați de asta. Și vă recomand să nu vă, asta spun pentru biserică, să nu vă limitați la săptămâna asta de evanghelizare. Numai să învățați pe de rost jumătatea asta de verset și să o împliniți. Stăpânul a zis, ieși la drumuri și le garduri. Vorba asta se poate traduce să faci evanghelizare o săptămână? Nu cred că așa se explică. Ieși la drumuri și la garduri înseamnă mai mult decât o săptămână, decât o lună de evanghelizare. Ieși la drumuri și la garduri înseamnă să vorbești la unul și la altul. Și nu știi pe care Dumnezeu îl cheamă și Domnul să se îndure de lugoj. Și dacă sunteți din alte localități, vorbiți-le oamenilor că El are putere să-i mântuiască. Că Domnul vrea să-i se umple casa, v-am citit de la început că cina e mare. Și dacă nu vor unii din cei mulți poftiți, Domnul vrea să fie chemați alții. Cu handicapuri, cu probleme, cu păcate, cum vor fi? Dumnezeu are putere să-i înnoiască, să-i schimbe, să-i mântuiască. Slăvit să fie Domnul. Numai că, după ce veniți, v-am spus, nu există condiții preliminare. Nu-și cere nimic când vii la poartă, se trimite înapoi. Condițiile sunt după poartă. Versetul 25. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. Oricine putea să vină. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine, deci devenit, poate veni oricine. De acum apar condițiile. Versetul 27. Oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Și de două exemple foarte interesante. Că cine dintre voi, dacă vrea să-ți dească un turnul stămăitit, să-și facă socoteala cheltuielor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru că nu cumva după ce a pus temelia să nu-l poată termina. Uite, de exemplu, caz concret, spaniolii s-au apucat, știu, românii care au fost acolo, au făcut orașe întregi. Acum sunt cartiere întregi goale și încă neterminate, că nu și-au făcut socoteală. Bieții oameni. Eu au fonduri de la comunitatea europeană, facem blocuri, dar nu s-au gândit că trebuie făcut și copii ca să aibă cine sta în blocuri. Nu a fost bună socoteală. Și acum au rămas așa, neterminate, credite, bănci, probleme. Ei, dacă te pocăiești, azi am trecut și prin Apuseni și mi-am amintit cazul unei familii, m-am mâhnit. Și am luat la rând așa câți copii știam eu din familia aia, 4 sau 5 cât s-a avut, ce s-a ales de ei. Și poate sunt unele situații negative și aici, pentru că sunt unii care au venit la pocăință și n-am vrea ca alții care vin să repete greșelile altora dinaintea lor. E prima seară de evanghelizare și am vrea să ne facem bine socotelele de la început. Repet, când vii la ușă nu trebuie să ai nimic, dar de la ușă să faci tot ce ți se spune. De la ușa asta, de la poarta strâmtă pe care intri până la poarta aceea din cer. Să-ți iei crucea liniștit și să te duci. Pentru că altfel, dacă nu-ți faci bine socoteala, ai trudit degeaba. Vă dau un caz din Evanghelie. Spune în Marcu, capitolul 10, că a venit la Domnul Iisus tânărul bogat, așa numit, cunoscut de noi, a alergat și a spus, vreau viața veșnică, adică vreau să fiu și eu fericit acolo sus. Versetul 19. Pentru asta trebuie să nu prea curvești, să nu ucizi. Nu contează că până acolo ai furat și ai prea curvit. Nu, de aici încolo. Condițiile sunt numai după aceea. Să nu înșel, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta. El a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Îți dai seama cât făcuse. Păi eu nu știu la ce etaj era deja. Și a zis, domnul, măi, ție nu mă acoperi și mai trebuie. Îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai. Băi, mai cu o seamă când e vorba că trebuia să dea la săraci, deci nu trebuia neapărat să ține mult la preț, dar adică că nu lui rămâneau bani. Putea vinde repede. Săraci sunt întotdeauna, nu-i greu de distribuit. Apoi ia-ți crucea și vino sau urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. Și vă imaginați, potrivit cu textul nostru, tot ce-o clădit până aici, a rămas așa. Rămas în fază de șantier. N-au mai finalizat. Dar cheltuise atâta. Au zis, din tinerețea mea, imaginați-vă că muncești pe o casă de la 20 de ani până la 50.
și la 50 numai ce te superi. Și nu mai vrei să muncești. Și sunt unii, măi, dar nu mai vin la adunare. Nu mai vin, gata, că m-a supărat cu tare. Băi, și cu casa care a început, ce rămâne? Deci trebuie să ne angajăm la un efort de o viață, că fericirea în cer este mare, mărit să fie Domnul. Nu fă să fie pagubă de efortul tău de până aici. Poate de faptele tale bune, poate încă nu ești pocăit, dar ca și Corneliu, ai fapte bune și să știi că Dumnezeu își aduce aminte de ele. Dar faptele alea bune trebuie să ți le răsplătească în cer, la învierea celor neprihăniți, dar dacă tu întrerupi activitatea asta și abandonezi, ai pierdut totul. Spune în Ezechiel, când un om păcătuiește toată neprihănirea, se șterge. Casa aceea, imaginați-vă, zidită până într-o fază, să bași buldozerul în ea, să rămână ruine. Ce tristețe! Domnul mai dă aici un exemplu, Luca capitolul 14, versetul 31. Sau care împărat când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască? Să vadă, voi învinge sau nu voi învinge? Altfel, trimite departe o solie să ceară pace. Vă citesc revenind la textul din Evrei capitolul 10 și asta vrem să vă spunem. După ce vă pocăiți, veți avea parte și de lupte. Ce înseamnă asta? Ispite. Diavolul vă va supăra, va încerca să vă necăjească, să vă ocărească. Și dacă dumneavoastră știți rețeta, dar de la început, spunea Domnul, când veți fi ocărâți, pentru că sunteți pocăiți, pentru numele Domnului, bucurați-vă că răsplata voastră este mare în cer. Deci nu numai că noi ne îndreptăm spre fericire, dar dacă am gândit bine să ne punem toți soldații la contribuție, să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus. Nu numai că ne vom bucura acolo, ne bucurăm încă de acum și Duhul Sfânt se odihnește peste noi că suntem prigoniți și ne lasă pace. Scrie aici în Evrei 10 de la versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, adică luptele astea pot să înceapă de când te pocăiești. Știți cântarea aceea, cât în lume am făcut toate rele 20 de toamne, nimeni nu a avut treabă cu mine. Dar de când încep să-ți plac 3 sau 4 toamne, nimănui necaz nu-i fac și toți nu mă au pe plac. De ce? Ai întors spatele diavolului. E insurecție. Și diavolul se împotrivește. Da, dar noi cu Domnul vom birui. Dragii mei, avem și noi luptele noastre, ispitele noastre. Dar după fiecare bătălie câștigată, mai strigăm odată, aleluia, slăvit să fie Domnul. Aduceți-vă aminte că atunci după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, era spus ca priveliște mijlocărilor, de care vă spuneam, momente în care trebuie să ne bucurăm, necazurilor, cine știe ce probleme mai vin, pe de altă parte, v-ați făcut părtași cu aceia care au aceeași soartă ca și voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță, ați primit cu bucurie ce aminteam înainte răpirea averilor și să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Sunt oameni care muncesc greu. Povestea un frate, zice, am muncit în subteran, că aveam familie mare și am vrut să-mi fac casă și la copii, și la suprafață, care munceau în carieră, aveau salariul nici jumătate. Și ce interesant, când cei de la suprafață făceau vreo prostie, îi trimitea disciplinarul o săptămână în subteran. Și când ăștia în subteran făceau ceva rău, îi trimitea disciplinar la suprafață. Și nici la unii nu le convenea. Și de ce? Fiindcă cei de la suprafață nu interesa banii, pe interesa așa, să fie ușor, să nu facă silicozul și așa mai departe. Pe cei din subteran îi interesa banul și săptămâna de la suprafață însemna salar mai puțin. La fel trebuie să te gândești. Ce vrei? Vrei doar viața de aici? Îți rămâne. Acum depinde cum și cu ce. Că iată că luminița de la capătul tunelului nu se zărește. Ne-am păcălit toată cu comuniștii, acum ne mai păcălim o dată și cu occidentalii. Păcăleala e cu diavolul. Și câștigui cu Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Fă-ți bine socoteala. Să nu crezi că poți să duci pocăința fără post. S-a dus unul la Domnul Iisus, scrie în Luca 9, de asta fără socoteală. El s-a uitat numai la câștig. Păi ce salar mare! Dar uite la condițiile de muncă! Luca capitolul 9. Și vrem să fim foarte drepți cu dumneavoastră.
cinstiți, să nu ne imputați apoi, vă spunem care e salarul și care sunt condițiile fișa postului. Luca 9, versul 57. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini, păsările cerbului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și-o odihni capul. Dacă fiul lui Dumnezeu a trăit în condiții inferioare față de animale, rețineți, s-ar putea să întâmpinăm și noi astfel de condiții. Istoria asta ascunde multe martiraje ale credincioșilor. Parcă v-am spus cândva, s-a tradus în românește cartea Mesagerul Cinzecimii, acum recent, v-aș sfătui să o procurați, să o citiți. Povestește despre fratele Ivan Voronaim cu soția lui, au emigrat în Statele Unite, acolo au primit credința pentecostală, aveau deja 6 copii și Domnul le-a vorbit în 1920, vă duceți misionari în Rusia. Și au ajuns, au debarcat la Odessa, în sărăcia aceea din primii ani ai bolșevismului și după război, dar în perioada anilor 1920-1930 s-au format peste 1000 de biserici și s-au mântuit peste 25.000 de oameni. Și Dumnezeu i-a avut în vedere. Și a fost arătat de la început în vedenie anul 1930. Și s-au gândit ei, ce-o fi? A fost anul în care fratele a fost arestat. Și a făcut ulterior 28 de ani de închisoare, care s-au sfârșit, știți cu ce? Fiindcă tot nu mai murea, l-au trimis într-o zonă unde l-au sfârșiat câinii. Soția lui a făcut numai 24 de ani de pușcărie și a scăpat și a ajuns în America. Vă puteți imagina? Sunt situații grele pe pământ, da, dar vă rog să vă gândiți că la Stalin s-a terminat de mult fericirea și așa nu a fost fericit, că eu bănui pe tot. Că nu-s cu el, că nu-s fidel. Și deja așteaptă în chinuri ca bogatul din 53 sau când a murit. Și toată veșnicia e în față. Fratele nostru a suferit din 30 până în 58. Din 58 se odihnește până vine Domnul și după ce vine Domnul, în vecii vecilor va fi fericit și va purta cunună de slavă. Eu cred că a trebuit să sufere în închisoare, fiindcă s-au mântuit și acolo oameni. Poate a avut Dumnezeu un plan să mântuiască gardieni din Siberia, că Dumnezeu iubește oamenii. Vrea să mântuiască pe bogat și pe sărac, pe unul sau pe altul. De aceea își trimite robii, trist că unii refuză, dar fericit de cei ce primesc împărăția lui Dumnezeu. Chemarea asta, chiar cu orice risc, cu orice preț. Sunt situații în care unii nu suferă. De exemplu, a fost cazul sorei Ina Șuteu, soția fratelui Victor Șuteu de la Petrește Alba. Copii n-a avut, ca să aibă parte de suferința Evei, povestea cu scurt timp înainte de a muri, și eu n-am fost bolnavă. Și când a murit în accident, dormea. S-a dus în cer, fără suferință. Da, da, și în cazul ei s-a împlinit Psalmul 41. Atât a fost de dăruită femeia aceea, nu a avut copii, dar a înfiat vreo 9 sau 14, nu mai țin minte. Am fost la privegul, la mormântare, ei plângeau femeile ca în cazul Tabite și spuneau, a murit mama noastră, asta ne-a ajutat pe noi. Deci Dumnezeu știe în cazul fiecăruia cum lucrează. Noi să-L binecuvântăm și să-L ascultăm, slăvit să-I fie numele. Și vreau să vă amintesc în final de aici, scriem versul 34-35, sarea este bună, pocăința asta care dă gust la viață și gust la lume, că altfel Dumnezeu ar nimici lumea dacă n-ar mai fi sfinți. Dar dacă sarea își pierde gustul, dacă vreun pocăit cade, Dumnezeu vrea să recupereze, dar dacă se încăpățânează și tot n-ascultă, Dumnezeu de vreme să pocăiască, dar în final zice evrei și asfește prin a fi blestemat, atunci nu mai este bun nici pentru pământ, nici pentru gunoi, un astfel de om nu-i mai bun pentru biserică, nu-i mai bun pentru lume și este aruncat afară. Adică unde afară? Lângă ceilalți care n-au fost niciodată sare. Va fi pierdut și el ca ceilalți. Asta ca să nu spună cineva, eu m-aș pocăi, dar mă tem că da, dacă încerc și nu pot. Auzi, nu stă în puterea noastră să facem ceva. Stă în puterea Domnului și noi numai mergem după El.
Nu e greu, numai trebuie să-l asculți. Că tânărul bogat n-a trebuit să-și bată el capul ce să facă să fie mântuit. Eu spus, Domnul, dar rețeta. Domnul îți vorbește în fiecare dată. Îți spune ce ai de făcut, numai să fii gata să-l asculți, pentru că la urma urmei nu e greu să ajungi în cer. La început nu-s condiții și după aceea trebuie numai să asculți. Numai că e mare prostia omenească. Nu așa ca în povestii lui Creangă, e mai mare. Că ăștia făceau nebunii pe pământ, dar unii fac nebunii și își pierd sufletul. Dragii mei, să nu ne încurcăm. Noi avem de-a face cu o chemare cerească. Dacă ar fi niște formulare de la primărie să le completăm, pentru știu eu ce în viața asta, ar trebui să fim atenți ce semnăm, să nu ajungem în fața legii. Dar să știți că prin fața dumneavoastră, tuturor care sunteți aici, trece în seara asta formularul lui Dumnezeu. Și prin gândul tău, nu trebuie să spui, prin gândul tău și conștiința confirmă asta, tu ai spus un da sau ai spus un nu. Și în ziua aceea ce se pune formularul în față. Și ce scrie pe el? Iartă-mă, te rog, nu pot să vin. Adică tu ai scris nu, nu contează ce alte motive, alea sunt povești. Să știi, Dumnezeu notează. Dar dacă ai spus da, și poate ai spus, Doamne, dar n-am credință destulă, strigă ca și unul despre care scrie în Marcu 9, Doamne, ajută necredinței mele și Domnul să vă lumineze mintea, să vă întărească pașii și să ne ajute în războiul spiritual, să ne dea putere să zidim casa sfântă mai departe. Chiar dacă cei din familie se împotrivesc, vom plânge și le vom spune, vă iubesc, vă ajut, fac tot ce vreți, dar la Domnul Iisus nu renunț. El e mai scump decât toți, El a murit pentru noi și ne-a mântuit, slăvit să-i fie numele. Chiar dacă în lumea asta, cum spune acea cântare, chiar dacă ar fi să mi se ia tot ce aș avea pe lângă mine, sărac și gol de aș rămânea să nu pot să mă las de tine. Nu știu în ce condiții a fost cine a compus aceste versuri, dar poate în viitor vom ajunge în situații de genul acesta. Dar poți să faci singur o mutare greșită într-o afacere și tot sărac să rămâi și să n-ai nici mântuirea. Deci toate astea fie și rămână pe locul 2 și pe locul 1 căutarea împărăției lui Dumnezeu. Știți, evreii aveau niște ciucuri așa la haine să-și amintească de legea sfântă. Mai eu nu vă spun niște ciucuri, nici să purtați neapărat ceva în buzunar. Nu știu cum să zic sau cum să faceți. Să avem așa pe telefon o înregistrare, așa din când în când să ne cânte, măcar o dată la 3 zile, numai atâta să auziți. Ferice de acela care va împrânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și peste 3 zile când te scol să mă auzi odată, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și dea Domnul să vină ziua în care să zici, vreau să fiu și eu acolo. Doamne, ajută-ne, amin.